Salutare din nou, un clip din într-o livadă nouă pe care o curăț. După cum vedeți, pomii au fost formați greșit. A trebuit să scot ax central din jumătate pentru a-l forma vas. A trebuit să normez și să redirecționez șarpandele către direcția cea mai bună. Deci, întotdeauna pe lăstar anual, fără să-l atingem și să-l facem vas. Treaba e că pomișorii sunt micuți, cel puțin cei de aici, din spate, pentru că a fost băgat în cărcătură și au fost îngropați, să zicem așa. Undeva, deci punctul de altoire este undeva la 30 cm pe puțin. I-am deschis, i-am aerisit și am reformat. O să facem câțiva pomișori împreună. Cam așa arată pomii cu șarpantele plecate jos, chiar prea jos. Însă avem ceva tinere speranțe pe aceste rânduri. Probabil să o iau în așpet după coajă, mai mult ca sigur, și o să îi reformăm. Trebuie să deschiși, pentru că, după cum știți, în așpetul are creșteri verticale destul de puternice și va trebui corectați și dați forma finală la ei. De exemplu, haideți să luăm pe acesta un pom plecat în 4 șarpante, da? Avem 1, 2, 3, 4. Primul și în primul rând va trebui să tăiem tot ceea ce crește în interior și viguros. De obicei, aceste tăieri trebuie făcute la inel, sigilate rănile și în același timp o intervenție în verde, pentru că vor mai da alte creșteri. Aici am dat un cep, aici interior oprim deasupra unei formațiuni de rod, care e conducătoarea, știți prea bine, asta e conducătoarea, asta e sub șarpantă, asta o scoatem la cep, asta o lăsăm neatinsă. De aici, din interior, va trebui să ne alegem încă o creștere care umple spațiul de aici. Singura este cea de aici, care ne scoate în afară, iar pe asta o dăm la cep. Aici avem o subșarpantă care ne umple acel gol, ne este de folos. Am putea să facem chiar așa, pentru că în partea asta ne umple ea, iar în partea asta putem să ne ajutăm de cea de aici. Aici o subșarpantă conducătoare o putem alege pe ea, pe ea o dăm la cep. La fel și aici, tăiere la cep și ăsta e vasul. Asta e vasul cu ramurile echilibrate. Însă va trebui să mai facem o tăiere în verde. Nu scurtăm anualele, pentru că în momentul în care scurtăm nu facem altceva decât să facem creșteri și noi nu avem nevoie de așa ceva. Avem nevoie de garnisire în acest an și la anul o să avem rod pe ele. Aici o tăiere, o creștere din tăierea scoasă la inel, aici o tăiere la cep, aici transfer pe una slabă, aici la cep și rămâne ea conducătoare, aici deasupra la doi spini. Garnisire înseamnă așa ceva. Asta înseamnă garnisire, acei spini, din acești spini se vor forma formațiunile de rod. Aici interior cep, aici tăiere cu transfer pe anuală. Aici e simplă treaba.
scoatem pe ea pentru a deschide coroana pomului. Asta o dăm la cep, iar rămâne conducătoare. Ea iese în afară, aici cep, aici tăiere cu transfer pe o anuală. Un pic în lateral o dăm la cep, iar aici transfer, ăsta e vasul. Asta e vasul, nu atingem anualele. În momentul în care vom avea sub șarpantă care ne depășește lungimea șarpantei principale, o dăm la cep. Da? Tăiere cu transfer, aici o dăm la cep. Aici va trebui să deschidem pomul printr-o tăiere aici, dar nu cred că mă ajută foarfeca. Dacă o aveam pe cealaltă, cu siguranță, o să încerc. Gata. Haideți să vă arăt și ce înseamnă să tai anuală. Aici s-a tăiat anuală, da? S-a tăiat anuală. În urma anuală mi-a dat una, două și încă două formațiuni de rote. De asta nu se tai anuală. Nu am nevoie de crește. Până în 3 ani, până în vârsta de 3 ani, se taie ramura anuală pentru a forma pomul. Dar aici nu mai e. După 4 ani încolo, pomul trebuie să intre pe rod. Aici. Iar aici o să trebuiască tot așa. Aici avem formațiune de rod, oprim deasupra ei. Aici e sub șarpanta, asta e principala. Pe ea o dăm la cep, pe ea o dăm deasupra unei mugure de rod. Asta este sub șarpantă, avem formațiune de rod în devenire și ăsta e vas. Da, ăștia tineri se formează repede, dar deci trebuie să ai un pic de habar. Transfer, transfer. Asta, nu uităm că e o sub șarpantă, da? Ea e principală. Ce e în interior și deja are formațiuni de rod. O primă deasupra unui mucure de rod. Aici interior nu mă ajută. Ea e conducătoarea, se vede foarte bine direcția. Ea e pe burtă, o dăm la cep. Ea e sub șarpantă, o dăm deasupra unui spin. Aici scoatem așa. Aici deschidere coroană, unde avem formațiuni de rod deja formate, o prind deasupra lor. Cep, cep și rămâne ea. Asta e vasul. O să-i prieteni, o să revin cu finalul, pentru că mai e de muncă, mai e ceva de muncă, o să mai filmăm la cei de acolo.
Cam asta e livada, prieteni, pe care am curățat-o astăzi. Recorectare coroană, deschidere coroană și neapărat tăiere în verde, pentru că s-a scos din interior anumite creșteri și cu siguranță vor da lăstar la con în vară. Dar asta se întâmplă când trebuie să corectăm și să dăm forma normală a unui pom. Toată lumea apare că ar fi zis, de ce n-ai scurtat? De ce n-ai scurtat vârfurile șarpantelor? Nu scurtăm, scurtăm în momentul în care avem zonă garnisită. Zonă garnisită, adică așa, da, cu spini, atunci vom scurta. Anul ăsta ramura se va garnisi și la anul, acolo unde vom avea o creștere slabă sau deasupra unui, cum avem aici, putem să dăm așa, da? Dar niciodată în lemn plin, pentru că nu facem altceva decât să facem alte creșteri în partea de sus și nu e cazul. Cam asta e. Aici avem un păr pe care îl vom forma cu ax central. Creșteri multe, viguroase. Însă va trebui să tăiem exact ceea ce trebuie. Aici am oprit deasupra unei mugure de rod. Pe asta o dăm la cep. Cep înseamnă așa. De aici ne va da anuală. Asta este prea viguros pentru să bate la concurent cu axul central. Singura variantă de oprire ar fi aici. Urcăm un pic pe creșterea de sus cu transfer. Aici în interior la cep, interior la inel. Trebuie să găsim axul. Axul facem de aici, din asta. Aici e simplu, o dăm cu transfer. Însă nu putem să ținem două. Da, merg amândouă, una să, ambele vor fi de rod. Deja începe să garnisească zona. Asta o dăm la cep pentru a lăsa pe ea. Aici am avut o ruptură a ramurii. Și trebuie să alegem axul. Axul central. Asta o prind asupra unei mugure de rod. Asta o dăm la cep. Și ăsta-i păr. Avem creștere anuale. Și șeful, vârful care este ax central. Pe burtă eliminăm, aici cu transfer. Aici cu transfer în afară. Aici la fel cu transfer. Asta era ramură de rod de 2 ani. Oprim, pentru că aici vom avea muguri de rod. Aici posibil să avem atac de vierme în interior. Dar vom vedea. Și axul central. Eventual, ca să putem, dar nu e cazul, pentru că aici avem formațiuni de rod. În cazul în care vreau să coborăm nivelul, îi dădeam cu transfer pe asta. Dar momentan o lăsăm așa. Cam asta e livada, cam asta este ceea ce am putut să fac azi. Eu vă salut, Doamne ajută!